Primul turneu național al legendarei fanfare Ciocârlia este programat în perioada 23 aprilie-1 mai și este primul eveniment de amploare după recitalul din decembrie de la Oslo la decernarea Premiului Nobel pentru Pace. Concertul de la Suceava este programat duminică pe 28 aprilie, începând cu ora 22:30 la restaurantul Padrino. Prețul unui bilet este de 40 de lei. Fanfare Ciocârlia este alcătuită din 12 membri romi din satul 10 Prăjini, județul Iași. Este cunoscută drept cea mai rapidă fanfară din lume. Câștigătoare în 2006 a prestigiosului premiu muzical al Radio BBC la categoria muzică europeană, fanfara Ciocârlia s-a făcut cunoscută și iubită în întreaga lume și prin interpretări inedite ale unor piese celebre, cum ar fi tema muzicală a seriei James Bond și Caravana lui Duke Ellington, cărora le-a impregnat amprenta muzicii romani. Varianta lor pentru piesa Born to be Wild a fost inclusă în 2006 în filmul Borat. Cu 8 albume lansate și peste 1200 de concerte susținute în cei 16 ani de carieră, fanfara Ciocârlia este considerată un bun exemplu de succes, un sunet extrem de puternic. Era caracterizată într-un articol al publicației The Times of London maniera interpretativă a formației de lăutari români. Fanfara Ciocârlia a continuat să cucerească pe rând Statele Unite ale Americii, Japonia și Australia. Despre DVD-ul Brass on Fire din 2002, revista Songlines a scris că stabilește un nou standard pentru documentare muzicale. Pe 11 decembrie 2012, fanfare Ciocârlia a fost invitată să cânte la Oslo în onoarea câștigătorului Premiul Nobel pentru Pace, alături de Jennifer Hudson, Seal, Nio și grupul olandez Orchestrada. Reprezentanții Uniunii Europene, prințul și prințesa Norvegiei, președintele Comisiei Europene, precum și președintele Comitetului Nobel, i-au aplaudat la scenă deschisă pe membrii fanfarei Ciocârlia.